Așa sună un viitor number one. Salut! Da, și bine ai venit, Brandi! Bine v-am găsit! Regăsit! De ce nu ți-ai mă un basist? Te rog eu frumos! Ai ceva cu el. De câte ori vii la noi, ia-ți un basist. Noi ne pregătim de X-Factor, ăștia sunt în focuri acum, că încep galele pe 18 și băieții... Noi dăm din gură și plecăm, dar ei trebuie să cânte cu toți concurenții. Felicitări pentru piesă, sună foarte bine, stai să iau țeaua asta de aici. Mulțumesc. Să ne și vedem la televizor. Hop! Zi-mi de piesă, laudă-te puțin și după aia vorbim și de luna asta, decembrie. De piesă? Da. E vorba de o experiență pe care am avut-o acum mult timp. Așa? Și mi-a venit inspirația după vreo 2 ani. Și știi cum e, da, a fost din trecut. Trebuie, da. Da, mai mult sau mai puțin, nu mai țin minte exact sentimentul ăla de la început. Dar inspirația nu vine pe moment, știi? Vine, sunt niște chestii care ies din tine. Am înțeles. La transpirație. Ești mulțumit de ea? Adică puteai să o faci mai bine? Întotdeauna se poate mai bine. Hai mă, nu începe cu d-astea. Păi zic nu, că așa e cel mai bun produs al lunii pentru tine. Al lunii ai zis? Da. Al lunii? E, având în vedere că am lăsat doar o piesă luna asta, da, e cel mai bun. Pe Randi îl găsiți pe Facebook, pagina oficială este arătată de colegii mei în câteva secunde. Asta este, nu? Asta este, da. Fără oficial, fără... Unde sunt eu trist, mă uit, da, în jos, da, pierdut. Ce e mă cu tine? Chiar am vrut să-ți dau ceva recreațional așa să revii. Ai avut un an excelent. Da. Nu poți să zici altceva. Da. Ți-au ieșit toate. A fost într-un fel și anul tău. Și anul meu și anul oamenilor cu care am lucrat. Sunt recunoscător pentru asta. Am niște copii de la X-Factor, copii, mă rog, la DIR nu-i copii. Dar am niște artiști de la X-Factor care sunt de viitor. Și o să fie pe piață mult în veci încolo. Corect, da. Ăștia de la Famous acum au strâns rândurile, nu mai lasă pe nimeni. E autarhie acolo, au închis porțile, cântă ei de ei. Și tot ce scot, uite, se aude și la Neața și se aude pe radio și asta nu înseamnă decât că le bate succesul la ușă. Totul e să le deschid. În decembrie ești aglomerat ca mai toți cei ce au avut piese pe radio? Nu ca altă dată, dar nimeni nu mai e ca altă dată oricum, că na, primarii sunt în pușcării, nu mai există revelioane în aer liber. Da, 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 nu, eu nu pot să mă plâng, adică de mult timp nu mai pot să mă plâng. La și nici nu e bine să o faci. Ți-ai făcut deja planul? Sunt genul care... La anul vreau să plec în vacanță, în primul rând, și după aia o să mă gândesc și la lucru. La cald sau la rece? Păi, plec de la rece la rece? Nu, m-aș duce la cald, îți dai seama. Să vedem ce iese. Am unde decidem să mergem. Da, e atitudinea asta i-a dat și succesul în piese. E așa, ca o boare, ușor, să nu-l deranjați. Ușor, curan, ușor, el e visător. Prea visător. Cam prea visător. Mulțumim tare mult, felicitări băieți. Felicitări celor de la studio. Felicitări Dan Petcan pentru videoclip. Las că fac eu urările. Stai tu liniștit, mă ocup personal de chestiile astea. Mulțumim, Randi, te mai așteptăm pe la noi.